n-aș fi venit înapoi la școală dacă n-aș fi simțit sprijin din partea primăriei, din partea primarului, a viceprimarului și pot să spun și din partea celorlalți consilieri, pentru că sunt conștient că dacă vreau să fac ceva și nu am sprijinul lor, nu pot să fac nimic. 18-19 ani am fost director de școală aici. Cred că am ținut școala așa cum a trebuit să fie, până când a intrat în dispute cu diverse, mă rog, nu contează, și atunci mi-am demonstrat că dacă n-am sprijin, nu se poate face nimic. Am tot sprijinul, mi s-a asigurat sprijinul din partea primarului, din partea viceprimarului și le mulțumesc și sper că le voi demonstra că se pot face lucruri deosebite. Nu vreau să vorbesc ce fac, vreau să arăt ce fac în cel mai scurt timp. Pentru mine o să fie lucruri care trebuie făcute ieri, trebuie lucruri care trebuie făcute azi și care trebuie făcute mâine. Îmi doresc cât mai multă prietenie în școală, cu părinții, cu copiii, cu comunitatea și cu toată lumea. Deci dacă nu există o relație de colaborare unii cu alții, nu o să facem nimic. Dar eu oricum le mulțumesc tuturor și promit că o să fac tot posibilul să fie o atmosferă cât se poate de plăcută în această școală.